Am onoarea să vă salut. Sunt Cornelu Mitra, inspectorul șef al ISU Neamț și vă urez bun venit la conferința de presă ocazionată de lansarea unei campanii preventive intitulată Ai grijă în ce ape te scalzi. Este o campanie la care ne-am gândit după ce am constatat că în ultimii ani avem un număr ridicat de persoane care au decedat în apele județului Neamț. Discutăm aici de un număr de aproximativ 48 de persoane din 2020 până în 2023, dintre care 7 minori. Este de spus că această campanie este cumva conexă atribuțiilor principale ale inspectoratului, în sensul în care, după cum știți, noi ne ocupăm de tot ceea ce ține de parte de protecție civilă, de apărarea împotriva incendiilor, de zona aceasta de riscuri clasice, să spunem, cu tremure, inundații, alunecări de teren. Dar, în același timp, suntem solicitați în mod constant să intervenim la degajarea sau la salvarea persoanelor care sunt pe cale să se nece sau la degajarea cadavrelor din apele din județul Neamț. După cum vă spuneam, un număr ridicat de astfel de persoane și în 2020 discutăm de 18, în 2021 14, în 2022 9 și în 2023 7. Este de menționat faptul că dintre aceste cifre nu la toate aceste persoane a intervenit decesul ca urmare a scăldatului, ci poate uneori și ca urmare a alte cauze cercetate de către colegii de la Poliția Județeană. Ca și date marcante, să zicem, în ultimii ani, avem pe data de 1 august 2021, când 5 tineri s-au înnecat în apele râului Siret, în județul Bacău. Știm că ei erau din Comuna Români, din județul Neamț. Apoi, în 22 iunie 2022, în Comuna Tupilați, un băiat de 18 ani s-a înnecat în râul Moldova. În 2 iulie 2022, la Horia, un băiat de 16 ani și o fată de 17 ani s-au înnecat în Moldova. Și în 4 iunie 2023, iată, din păcate, în acest an, la Doljești, o fată de 13 ani, de asemenea, s-a înnecat în râul Siret de această dată. Scopul declarat al acestei campanii este de a genera o conștientizare a acestui risc în rândul tinerilor cu precădere și pentru aceasta ne-am propus să acționăm pe mai multe căi. Pe de o parte, prin însăși partenerii pe care i-am cooptat și mă refer aici la Inspectoratul Școlar Județean, urmează ca prin șefii de servicii și prin unitățile de învățământ să transmitem o serie de pliante în școli, cu precădere în școlile din acele localități limitrofe, acelor cursuri de apă care au generat cele mai multe astfel de cazuri. În altă ordine de idei, ca alt partener, avem Primăria Municipiului Roman, care ne-a sprijinit prin confecționarea unor pancarte cu acest scăldat interzis, inscripționate. Continuăm cu partea de Direcție pentru pentru Sport și Tineret Neamț. Intenționăm ca la taberele organizate în acest an să mergem să prezentăm obiectivele acestei campanii. Nu în ultimul rând, bineînțeles, Roman TV și Roman FM ca partener media în ideea de multiplicare a mesajului preventiv. După cum vă spuneam, am reușit prin Asociația Salvatul Nemțean să printăm un număr de 10.000 de astfel de pliante care să ajungă la copii până la finalizarea anului școlar, cu precădere, vă spuneam, în comunele de pe malurile Siretului,
ale Moldovei și de asemenea și în zona de cursul râului Bistrița, cu acumulările sale și tot ce înseamnă, tot ceea ce înseamnă canal de fugă al râului Bistrița, pentru că anii anteriori ne indică și acolo un număr crescut de persoane care au decedat în urma, ca urmare a necului. Așadar, intenționăm să angrenăm în această campanie și alte unități administrativ-teritoriale pe lângă Primăria Municipiului Roman. Ne referim aici la Tupilați, Botești, Gherești, Horia, Ion Crain, Găsecuieni, Doljești, Sagna, Gădinți, Tămășeni. În acest sens vom transmite o serie de adrese, vom transmite pliante șefilor de servicii voluntare care să facă o popularizare a acestei campanii, astfel încât să încercăm ca până la finalul sau în acest sezon estival să cunoaștem o reducere a persoanelor care sunt expuse acestui risc în sensul decesului, să zicem. Avem câteva recomandări. Ele sunt prinse pe aceste pliante. În principal, recomandăm ca scăldatul să se facă în locuri special amenajate, în locuri cunoscute, să se expună cât mai puțin la risc. Sunt cursurile de apă care au și anumite exploatări pe cursul lor și pot să apară diferiți curenți, pot să apară probleme care, deși pot fi cunoscute de către localnici, aduc elemente de noutate. Pe zona de canal de fugă al râului Bistrița, de asemenea, acolo știm că este o viteză destul de mare de curgere și trebuie evitat scăldatul în zona respectivă. Bineînțeles că atunci când există consum de alcool sau recomandăm de asemenea și evitarea scăldatului pe timp de noapte sau după acest consum de alcool. În linii mari, acestea ar fi principalele elemente definitorii ale campaniei. Intenția, după cum vă spuneam, este de a ajunge atât la copii cât și la părinți cu acest mesaj că din 2020 până în 2023 ISU Neamț a participat la extragerea din apele județului Neamț a unui număr de 48 de persoane. Nu este un număr mic, este un număr care ne-a atras atenția. Și cred eu că cu puțină atenție putem ajunge la o scădere a acestor decese. O scădere care trebuie generată atât de zona administrativă, de primării, de șefii de servicii voluntare, dar și de către dascăli, prin școli. Și de asta avem parteneriatul cu inspectoratul școlar, în ideea de a puncta în câteva cuvinte și doar să fie citit acest pliant de către profesori înainte de începerea vacanței. Credem noi că ar putea să aducă un plus în acest sens și să reușim ca în acest sezon estival să cunoaștem o scădere a numărului de astfel de decese. În linii mari, acestea ar fi aspectele relevante pentru această campanie. În cazul în care dumneavoastră aveți întrebări sau doriți alte detalii, vă stăm la dispoziție. Domnule Comunel, toată lumea, sunt convins, apreciază efortul, munca pe care depuneți extraordinar efort de cele mai multe ori pentru a salva oameni din situații în care, prin inconștiență, lipsă de pregătire sau de informare, aceștia se bagă singuri. Însă, mă tem că noi, la societate civilă, poate ar trebui să vă cerem să faceți mai mult chiar. Așa. Mă gândesc la, poate, dacă ne puteți spune, există protocol de colaborare cu, nu știu, poliția, jandarmeria pentru patrularea pe sezon estival, că știm că tinerii copiii se duc să se scalde lucruri.
Da? Se fac patrule, poate, nu știu, domnul ăsta, aveți pânghiere ca inspectorat, ca să vă urgență, aveți pânghiere necesare să vorbiți cu celălalt de... Da, noi, ca și pârghii concrete, putem acționa prin șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Și mă gândesc aici că, practic, în fiecare unitate administrativ-teritorială există câte un astfel de șef de serviciu, cum este și domnul Ursul la primăria Roman, care își desfășoară activitatea în domeniul situațiilor de urgență. Și prin dumnealor, asta spuneam, că vom lua legătura cu primăriile, practic ei pot să facă o patrulare sau o discuție cu tinerii care merg la scăldat în a le expune riscurile existente. Pe parte de patrulare cu jandarmeria sau cu poliția, voi putea purta o discuție cu dânsii, dar totuși pe lungimea curselor de apă existentă în județul Neamț, cred că ar fi destul de dificil să asigurăm, să se poată asigura o patrulare continuă și în toate locurile cu jandarmii și cu poliția. Dar zic eu că în fiecare localitate există anumite zone în care se merge la scăldat. Nu? Și atunci, dacă acolo, poate că și domnii primari sau domnii viceprimari, dacă trec o dată pe săptămână și șeful de serviciu voluntar trece poate zilnic, pentru că nu se va merge la scăldat, poate când plouă sau când e răcoare. Sunt anumite perioade, anumite zile în care există șansele de a avea copii acolo la scăldat și sperăm noi că dacă vom reuși să îi determinăm pe șefii de servicii, ar fi una din pârghiile prin care să aducem un om, un adult care să vadă și să le recomande ceva. De asemenea, aminte când eram eu tânăr, existau în banul regulilor niște panouri care spuneau că scăldatul este interzis. Asta facem, au omis colegii de la Roman să aducă. Practic sunt niște pancarte pe care inscripționate și cu un simbol și cu text cu scăldatul interzis. Am zice că noi vom încerca să punem și un cod QR pe ele care să le facă o legătură către campanie. Iar în acele locații în care am avut 5 persoane decedate, cred că ar trebui să semnalizăm inclusiv povestea celor 5, pentru că acolo... Pe sistemul rutier, accidente... Da, ceva de... Da, pe acel model, că în acest loc s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Pentru puțin. Și o întrebare, pentru că avem și reprezentația ISVSU în cadrul primăriei municipiului Roman aici și a spus că aveți colaborare atât cu primăria, dar și alte parteneriate, privind strict UAD Roman, unde noi dispunem de un ștrand municipal Vara. Mă gândesc cumva dacă ar exista o posibilitate să atașați aceste campanii și o alta sau prin susținerea primăriei municipiului Roman ca familii cu copii defavorizați, de genul unu sau cu foarte mulți copii sau nu știu cum, da, ar fi posibil, să aibă acces în ștrandul municipal sau la bazinul de not Vara. În așa fel încât să nu mai... Eu cred că e o problemă și de zone unde se duc copiii care chiar nu au posibilități, nu știu, să se scadă în altă parte în zilele caniculare. Da. Va trebui să purtăm o discuție cu domnul primar, să vedem disponibilitatea administrației publice locale pe acest subiect și cred că e posibil să găsim o înțelegere. Dar poate măcar din potențialele victime. Da, cel puțin pe râul Moldova rețin din ultima perioadă foarte multe situații de acest gen, de genul celor expuse de dumneavoastră. Am reținut întrebarea, vom discuta și noi și domnul Ursu, probabil cu domnul primar, să vedem o facilitate, niște abonamente sau ceva, da, de genul acesta. Da, nu știu cum s-ar putea face sau cum. Nu s-a dat, poate prin colaborare cu DAS, că ei au familii cu copii, dau situația unui familii cu copii care pot... Da, pot fi găsite anumite perioade, anumite zile. Eu știu și când ștrandul nu este la un grad ridicat de utilizare, eu știu, poate sunt zile mai libere, mai... E o organizare... Da. Am reținut acest aspect și vom face o discuție cu domnul primar. Bine, mulțumesc. Pentru puțin.
Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim foarte mult și ne bazăm pe dumneavoastră, pentru că și mass media este un vector de multiplicare a mesajului acestei campanii și sperăm ca în final să reușim să temperăm această evoluție a deceselor ca urmare a scăldatului.